preseția voastră, tăbicenici părinți, iubiți creștini, slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Întrebarea temă a întâlnirii noastre a oastei Domnului din Cluj nu este o întrebare a timpului pe care îl trăim, cu toate că ea preocupă mințile tuturor oamenilor, de la cei mai simpli până la cei mai învățați și a tuturor teologilor încă, ci a fost o întrebare, cine este Iisus, a tuturor timpurilor. Încă din timpul vieții lui Iisus, și așa cum ați auzit, foarte bine precizat de Preasfințitul, Iisus însuși pune întrebarea, cine este El? Deci nu numai omul, iar lângă om, chiar Iisus. V-ați întrebat vreodată de ce? Sau vă întrebați acum? De ce însuși Iisus Hristos a fost preocupat de un răspuns la întrebarea cine este El? Și am să vă răspund. Pentru că El a știut, Iisus, cât este de greu cu El. Pe de-o parte, și a știut cât de greu este să fie înțeleasă persoana Lui divină umană. De către om. De aceea, întrebarea la care s-a referit Preasfințitul nu a fost pentru sine, ci pentru apostol și nici măcar pentru apostol. Și probabil voi insista puțin asupra ei. Și pentru lumea de atunci, pentru lumea de astăzi, pentru lumea care va veni după noi, pentru mine și pentru tine. Această întrebare, cine este Iisus, și răspunsul la ea, vizau și ea, deci întrebarea și răspunsul, istoricitatea persoanei lui Iisus. Istoricitatea persoanei lui Iisus Hristos este piatra de temelie pe care este așezat întreg edificiul creștinismului. Cu istoricitatea persoanei sale, stă creștinismul sau se prăbușește? Repet, cu istoricitatea persoanei sale. Și veți vedea în cele pe care am să le enunț aici de ce. Iubiții mei, un teolog și medic în același timp, pe nume Albert Schweitzer, a scris o carte la Tübingen în 1906, intitulată Von Reimarus zu Wrede. Vă spun titlul în germană, așa este titlul ei, Eine Geschichte der Leben Jesu Forschung, adică de la Wrede la Reimarus, doi contestatori ai divinității lui Iisus, teologi, culme. O istorie a cercetării vieții lui Iisus. Cartea asta a fost repede tradusă în engleză, dar cu un alt titlu. Extrem de sugestiv pentru timpul de atunci, pentru cel de astăzi, pentru răspunsul la întrebarea cine este Iisus. Și anume subtitlul The Quest of the Historical Jesus. Căutarea lui Iisus istoric. Autorul a fost de acord. Sau autorii au fost de acord. Și editura cu această schimbare de titlu. Căutarea lui Iisus istoric. De ce? Pentru că omenirea, și o să vedeți în cele ce urmează ce a însemnat căutarea lui Iisus istoric, pentru că omenirea a înțeles dintotdeauna că nu l-a găsit îndeajuns pe Iisus și că n-are încă răspunsul la întrebarea cine este Iisus. De aceea, un teolog în anul 1960, Joel Carmichael, mulți cred că ați auzit poate de el, a scris o carte, The Death of Jesus, Moartea lui Iisus. În această carte apărută în 1960, el arăta că la anul respectiv erau peste 60.000 de cărți pe tema scrise, pe tema vieții lui Iisus. Dragii mei, 60.000 de cărți pe tema vieții lui Iisus. Cine este Iisus?
Iar astăzi sunt peste 76.000 de cărți pe tema vieții lui Iisus. Nicio altă personalitate a istoriei, nicio altă persoană a istoriei de când este Luca n-a fost în centrul atenției și a dezbaterii mai mult decât persoana lui Iisus Hristos. De ce? Tocmai pentru că această persoană care a schimbat istoria lumii, destinul Universului, definind acest destin al Universului, împărțind în două oarecum omenirea, a fost cel mai puțin înțeles. De aceea, răspunsul la întrebarea cine este Iisus, l-a preocupat și pe Mântuitorul Hristos. Încă n-am ajuns de plin să înțelegem cine este Iisus. De aceea se scriu cărți și cărți și se vor mai scrie cu miile în continuare. De ce? Pentru că Iisus a marcat, așa cum am spus, istoria, nu a omenirii, a Universului întreg prin întruparea Lui din Maria. O altă mare ființă a lumii, în jurul căreia se învârte destinul lumii. Și sper să cântați și Maria e o cântare. Oastea Domnului fără Maria nu înseamnă mare lucru. Cu Maria, da. Și acest lucru trebuie să știm cu toții. Revin. Iisus s-a preocupat de propria Lui definire. O singură Evanghelie din Noul Testament, din canonul celor patru, a înregistrat această preocupare a lui Iisus. Este vorba de Evanghelia după Ioan. Sunt 10 ziceri acolo. Deci 10 lor Ioan. În care Iisus, El însuși se definește pe sine, tocmai datorită faptului că era știut că lumea nu le înțelege. Nici apostolii nu l-au înțeles. Vă dați seama, apostolii acum l-au văzut făcând o minune și acum se întrebau de cine e acest. Și Iisus îi și mustră. Înainte de a mă opri la un loc Ion din cele 10, prezente în Evanghelii, dar indirect sunt 3 lângă 7 din Evanghelii, la unul dintre ele, indirect, mă voi opri puțin și veți vedea de ce. Iisus Hristos, în ținutul Cezareei lui Filip, așa cum ați auzit, pune o întrebare. Întreabă pe apostol. Uite, vreau să vă întreb ceva. Voi ați umblat cu mine, întrebarea este în ultimul an de activitate, cu foarte puțin timp înainte de moartea lui, de pătimirea lui. Atunci îi întreabă. Este un episod extrem de important în ținutul Cezareei lui Filip. Uite, vreau să vă întreb pe voi. Cine zic oamenii că sunt eu? Și apostolii răspund derutați, total derutați. Pentru că derutat era publicul, adică lumea, în a se referi la Iisus. Unii zic că ești Ilie, alții Ioan Botezătorul, iar unii zic că ești unul din proroci. Pe cum dacă ei au murit? Vă dați seama cum se raporta lumea la Iisus. Atunci întreabă Iisus. Pe ei, pentru noi. Dar voi, apostole, care a stat cu mine 3 ani de zi, m-ați urmat, ați văzut atâtea minuni. Vă întreb eu pe voi. Voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci răspunde Petru, așa cum ați auzit, numai că caracterizarea lui Petru nu este a lui. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ci a Tatălui. Îi spune Iisus, bine, răspund, dar atenție, nu trup și sânge, de nu știu, nu tu ai spus asta. Și Tatăl ți-a descoperit. Vă întrebați de ce? A fost caracterizarea Tatălui prin gura lui Petru. Pentru că apostolii nu au înțeles nici ei atunci cine este Iisus. Când au înțeles cine este Iisus? După moartea Lui, după învierea Lui și după venirea Duhului Sfânt, o spune Iisus. El vă va aduce atunci aminte despre tot ce am făcut eu. Până atunci, derută totală în rândul apostolilor. Acele ziceri ale lui Iisus în care se caracterizează, amintesc, eu sunt lumina lumii, auziți, eu sunt calea adevărului și viața, eu sunt pâinea vieții, eu sunt vița, voi mlădițele, nu le mai amintesc pe toate. Dar la unul din logioanele acestea, din aceste ziceri, mă opresc. Este vorba de cine credeți?
sau prigonitorul lui Iisus. După învierea lui Iisus, Saul, probabil unul din Sinedriu, sau din apropierea Sinedriului, încă teologii sunt în expectativă, n-a dat un răspuns de, vis-a-vis de poziția lui Saul față de Sinedriu, pentru că el merge cu autoritate de la Sinedriu în căutarea lui Iisus în Damasc. De ce se duce el pe drumul spre Damasc? Ca să-l aducă la Ierusalim, furat de ucenici, și să arate că o minciună a fost toată viața acestui învățător, acestui rabbi, și o minciună a tuturor apostolilor și o înșelare a miilor și miilor de oameni. Asta a fost preocuparea lui Saul. Vă dați seama? Și în drum spre Damasc, îi se arată cine credeți? Domnul Iisus. Și le întreabă, Saule, pune întrebarea timei de ochii, de ce mă prigonești? Am să vă citesc din textul din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Și mă opresc puțin la această întrebare. Saule, de ce mă prigonești? Derutat total, Saul cade la pământ și îl întreabă. Era singura întrebare care își avea rostul. Cine ești, Doamne? Doamne era o formulă de politețe, nu era Chiriosul celălalt, stăpâna Universului. Cine ești tu? Te-mi pui această întrebare. El prăbușit în praful drumului. Am spus praful drumului și nu întâmplător. Și Iisus îi răspunde, eu sunt Iisus, ego imi, eu sunt Iisus. Și se definește, mai spune ceva despre el, pe care tu îl prigonești. Cum îl prigonea sau? Și mai spune Iisus, greu este să izbești cu piciorul înțepuș. Și era un dicton al vremii care spune așa. Este imposibil să te lupți cu evidența. Tu te lupți cu evidența. N-ai cum să te lupți cu evidența fără să nu te rănești pentru toată viața. Asta însemna acel dicton. Greu este să izbești cu piciorul înțepuș. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Întotdeauna când Iisus spune eu sunt, spune și cine este. Este o construcție foarte interesantă a definiției lui Iisus, a propriei sale definiții. Iubiții mei, în Vechiul Testament, ca să înțelegem mai bine ce a spus și o să vedeți ce a însemnat aceste cuvinte pentru tot destinul creștinismului. Până astăzi. Și eu și tu suntem implicați în ce a spus Iisus. O să vedeți cum. În Vechiul Testament îi se arată Dumnezeu lui Moise. Moise e derutat și el. Și spune, Doamne, Tu mi te-ai arătat aici în munte. Eu trebuie să mă duc la popor. Pe ce spune poporul? Cine mi s-a arătat? Mi s-a arătat Domnul Dumnezeu. E teoria. Ce spun eu poporului că am lipsit atâta din mijlocul lui? Și Dumnezeu se definește pe sine. Spunând, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt, atenție, cel ce sunt. În greacă e un participiu. Tu te spune poporului că cel care este, care există, adică de nimeni definit, acela ți s-a arătat ție. Și când Iisus spunea, aici este important, eu sunt lumina lumii, eu sunt viața, eu sunt pâinea vieții, eu sunt vița, etc., iudeii știau ce spune el, de aici scandalul enorm, imens, vis-a-vis de Iisus, sau provocat de Iisus, când el se definea cu aceste cuvinte, eu sunt egoimic. De ce? Pentru că el se definea Dumnezeu. Asta nu înțelegea. De aici scandalul, mereu cu Iisus. Și acum ce îi spune lui Saul? Eu sunt, adică cel care ți se arată ție, este Dumnezeu care vorbește cu tine. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Partea a doua a definirii lui Iisus ne interesează pe noi și pe Saul.
Adică, cum îl prigonea Saul pe Iisus? Dragii mei, să știți cu toții, aici pe drumul Damascului, în praful drumului, se naște toată ecleziologia Noului Testament, adică toată învățătura despre biserică. Pe cum? Și de aici, din praful Damascului, Saul acesta, aruncat la pământ, care va deveni marele apostol al lumii întregi, avea să definească în epistolele lui, Coloseni mai întâi scurt, apoi Efeseni și în câteva versete din corespondența lui cu Corinteni, în 1 Corinteni 12, și un text îl citesc spre încheiere, avea să definească toată învățătura despre biserică. Și anume care este această învățătură? Foarte scurtă. Biserica este foarte scurt definită, într-o ecuație foarte scurtă. Neașteptat. Biserica este trupul lui Hristos. Asta i-a spus Iisus lui Saul pe drumul Damascului. Cum trupul lui Hristos, biserica? Asta i-a spus lui Saul. De aceea spun mereu și la curs și teologilor și pretutindeni pe unde merg, în discuțiile sigur mai elevate teologice, că ecleziologia paulină, adică învățătura despre biserica Sfântului Pavel, aici se naște, pe drumul Damascului. Dar cum? Deci Iisus se identifica, iubiții mei, cu fiecare om, cu fiecare creștin. Sau nu îl pregonea pe Iisus, că nu putea, el era înălțat la cer. Asta vă imaginați ce spune Iisus, definindu-și pe om. Tu, Saul, mergând în Damas, și încercând să-i prinzi pe toți care vestesc numele meu. Și ce făcea Saul? I-a aruncat fără milă, în închisoare pe toți. Bărbați, spune, femei, vă dați seama, tați, mame. În plânsul disperat al copiilor lor, fără milă, îi arunca în închisoare, potrivit crezului său. Saul, tu lovești mine. Pe mine mă prigonește. Nu poți să te lupți cu mine. Și atunci a auzit Saul că orice creștin este o parte din trupul lui Hristos. Am să vă citesc doar un text din 1 Corinteni și închei, capitolul 12. Iată ce spune Sfântul Pavel. Voi sunteți, le spune creștinilor, eu cred că i-a frapat pe Corinteni, voi sunteți trupul lui Hristos, mult spus. Iar a doua parte a frazei este chiar provocatoare. Deci, voi sunteți trupul lui Hristos, citesc din 1 Corinteni 12, versetul 27. Și au zis partea a doua. Și fiecare în parte unui, unul altuia, membru. Deci noi creștinii formăm trupul lui Hristos, biserica trupului Hristos, așa o definește apoi în Efeseni, și fiecare creștin este un membru al acestui trup, dar atenție, în parte și celui de lângă el. Iubiți-mi, biserica Duhului Hristos pune în Efeseni. Nu mai citesc textul acum. Iubiții mei, închei spunându-vă așa. Tuturor, de la mic la mare. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Trebuie să răsune mereu ca un leitmotiv în viața fiecare dintre noi cuvinte la care să reflectăm. Orice rău, orice nedreptate, orice jignire, orice necinstire a cuiva,
de lângă tine. Este un atac, o ofensă, o necinstire, o trădare a lui Iisus. Mă întreb cum ar arăta creștinismul sau cum ar arăta lumea de astăzi cu un creștinism conștient. Vorbeam duminică în catedrală despre credibilitatea creștinismului care constă în ceva numai, în fapta, în logica faptei dincolo de logică. Nu explicam. Cum arăta societatea de astăzi cu un creștinism în interiorul ei, lumea de astăzi, în care fiecare om ar fi conștient că tot ceea ce face, bine sau rău, îl vizează pe Iisus, nu pe cel de lângă el. Pentru că cel de lângă el e o parte din trupul lui Iisus. Iată ce misiune avem toți. Și oasta Domnului are o misiune prin angajamentul ei. Și continuați această misiune sfântă de a-L sluji pe Iisus, cuvântul Lui, dar vesti în lume, prin faptă, prin vorbă, prin cântare, pe El. Pentru că poate că astăzi sau mâine, prin conștientizarea noastră cine suntem, poate schimbăm pe cineva de lângă noi. Și când am schimbat pe cineva de lângă noi, ce-am făcut? Și nu uitați acest. Am făcut trupul lui Hristos mai frumos și mai credibil. Această misiune noastră a tuturor, vis-a-vis de întrebarea fundamentală a omenirii. Cine este Iisus? Acela de lângă mine, cu care Iisus se identifică. Vă mulțumesc!